mi-a luat mâinile în mâna lui și mi le-a pus în față. Numărăți unghiile. 1, doi, până am ajuns la cinci. Vezi? Nu te-a jignit. În joia, după nuntă, am băgat divorț. Dacă aș fi fost trufașă și n-aș fi fost prin cei șapte ani de umblat cu domnul pentru asta, i-aș fi trântit-o în față imediat. Dita mai, consilierul, te cunosc de sute de ani, Că suntem matusale mici aproape și îmi spui mie că mă desfințesc, deci nu știi că spitalul ăsta e printr-o lege. Sunt în cartea aia cu vizita uh, Papei. Papei Paul trebui la La părinte, sincer, când dumneavoastră a studiat Biblia în facultate, care e ziua Domnului? Nu e totuși sabatul, nu așa se închina și Domnul Isus. Doamna doctor, da, așa s-ar părea, dar. Uh, eu fac ascultare față de biserică. Tot ce am obținut în viața mea, în viața mea de familie și în viața de profesional, am obținut pe genunchi. Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod autentic. În ocazia aceasta am alături de mine o persoană dragă sufletului meu, o persoană pe care am cunoscut-o într-un context în care uh, am căutat să fiu de folos celor care, pe care dumneai ei îi slujește și o să înțelege de ce spun asta la momentul potrivit, pentru că dincolo de afecțiunile fizice, întotdeauna avem nevoie să ne rezolvăm problemele uh, spirituale în fond. În ocazia asta, alături de mine este doamna doctor Liliana Podure. Mă bucur să vă văd. Și eu să fiu alături de dumneavoastră. Prima mea provocare pentru dumneavoastră este să ne spuneți în câteva cuvinte. Eu am un timp desemnat pentru asta, de 20 de secunde. Cine este Liliana Pădure? Eu dau drumul cronometrului și dumneavoastră ne spuneți. Sunt uh, medic din 1980. Sunt și uh, Învățător, să zicem, la Facultatea de Medicină, sunt conferențiar universitar. De la 1 februarie nu mai sunt managerul spitalului pe care l-am înființat cu ajutorul domnului. Am cei studenți și rezidenți. Ați depășit cu câteva secunde. Mi-ați spus că sunteți medic. Ce înseamnă medicina pentru dumneavoastră? Chiar iubire de semeni. Pentru că atunci când în copilărie mă frământam ce să devin și mă rog, tatăl meu, care m-a ghidat așa cu multă uh, înțelepciune, dar și mai multă seriozitate și pretenție, uh, mă gândeam și ca orice copil, educatoare, profesoară, până la urmă doctoriță și în clasa 7 am zis doctoriță de copii. Pentru că mă gândeam eu că fiind defect, atunci când consult un adult, se uită cumva și zice asta n-are posibilități fizice. Deci copilul m-a gândit că nu și de atunci din clasa șaptea am ales medicina copilului și am făcut facultatea de pediatrie. Ați folosit un cuvânt, fiind defectă. Ce înseamnă asta? Cum adică fiind defectă? M-am născut cu o malformație congenitală. Pentru Explicații mine urâtă, pentru că... alții și că ar fi mică malformație. E adevărat, când îmi văd și o pacienții, e mică, dar e. Pentru o fată, pentru o belevă, pentru o studentă, pentru o femeie, e destul. Dar mi am păcălit soțul că mi-a zis că după o lună jumate, după ce m-a cunoscut, a observat că am un defect, pentru că noi, defecții, ne construim niște gesturi care maschează cumva defectele. Puteți să ne spuneți mai concret despre ce este vorba? Da, deci am o maladie sechele după maladia umbredane, n-am decât cinci degete întregi cu cinci unghii, cum îmi spusese o colegă la grădiniță a ce bine de tine că o să plătești când o să te faci mare, o să plătești pe jumate la manicură, că n-ai decât cinci unghii. Am În partea fost, bună? Da, a da, situație. da, vă dați seama. Cum Era -am așa văzut, o glumă. Copiii scruzi, da. M-am bosumflat din Mai, ducatare, mai am observat, dar. Cum a fost copilăria cu această malformație? Copilăria mea a fost uh, foarte frumoasă pentru că am trăit-o între pretențiile tatălui meu mai ales mama era mai mult neutră în chestia asta pentru că se simțea așa cum am văzut pe urmă la mămicile mele se simțea vinovată cumva de defectul meu și tot timpul când mergeam la doctor, că am suferit și niște operații spunea, da domnule doctor, nu se poate să zici să dai mâna mea și să o puni nici nu știe s-a prăpădit, deci ne-am spus vreodată câtă suferință îmi provoca asta, că mi se părea atât de crud și așa. Deci între pretențiile tatălui care mă învăța să scriu mai mult, să um, citesc, să um, cos, să tricotez și să fac toate cele și să-mi văd rezultatul mâinilor mele uh, defecte și uh, bunica mea, care îmi spunea totdeauna că Dumnezeu o să-ți dea mânuțe întregi și o să-ți facă și m-a învățat să mă rog, tata a făcut să trei la, la comuniști la închisoare și recunosc că în casă n-am auzit niciodată vorbindu-se de Dumnezeu, dar bunica îmi spunea și tata îmi spunea că să nu cred decât în puterea muncii mele. Asta era expresia pe care am învățat-o de la tata, dar bunica îmi vorbea așa de frumos despre Dumnezeu, el era prezent cu mine și vorbeam cu el și mă piteam pentru un colț al casei și vorbeam cu el și îl întrebeam și îi spuneam și mă găsea uneori tata și când îi spuneam că vorbesc cu Dumnezeu, nu zicea nimic, pleca de acolo, deci nu mi-a zis niciodată, nu există Dumnezeu, nici nu mi-a vorbit despre el și-a dorit mult și în facultate să intru în partid să fac din toate asta, n-am avut chemarea asta Defectul pe care dumneavoastră îl aveți, acest handicap poate fi numit așa? Sigur este A, a clar. fost un potrivitor sau v-a stat împotriva dezvoltării dumneavoastră profesionale? A, sincer când am dat la facultate, aveam avem emoții pentru că se făcea vizita medicală. Și cum împreajmă vecinii spuneau nu toate muștele fac miere, când am zis eu că mă duc la medicină, mărturisesc că eu vin din Pitești, când am fost la vizita medicală și am scăpat de ea, ortopedul care făcuse, mă rog, care trecuse la Aparatul locomotor trecuse acolo uh, defectul, de ce îl să scrisese în toți, știți că se face o fișă medicală? Mă rog, doctorița uh, accepta, a acceptat, m-a pus acolo el mă și învățase cum să percuți, deci m-a pregătise ca să zic așa. Și când uh, M-a întrebat ea, parcă, parcă o văd pe doctorița Mariana Dobrescu. și cum o să faci tu, că hai ca palpat, a percutat și i-am arătat ce idee a avut doctorul Holban să-mi spună, să mă învețe să percut. După ce am trecut de vizita medicală, vă spun sincer, n-am să niciodată de la UMF până în centrul la Victoriei sburdam de fericire că mi se părea că am și intrat la facultate, că am trecut de vizita medicală. Asta mi s-a părut mai grea în mintea mea. Toate stopurile erau verzi. Asta e amintirea mea de atunci. A fost un, un, uh, handicapul acesta un avantaj de-a lungul timpului sau un dezavantaj? Cum îl percepeți? Uh, a -a fost. Mobilizat mobilizat sau v-a mobilizat? M-a mobilizat că m-a învățat tata. M-a mobilizat. M-a mobilizat tot timpul. Deci tot timpul, el mi-a spus de atunci, de la grădiniță, când fata aia mi-a spus să, că o să plătesc, că am fost bosumflată, educatoarea uh, a pus-o să-și ceară scuze, ne-a trimis în bestiar, uh, ea nu vrea, hai să zicem că ți-am cerut, eu nu, a ieșit educatoarea la noi și a cerut scuze și mă duc acasă victorioasă topită de fericire că Sorina și-a cerut iertare. Și când mama bucuroasă și ia săraca de bucuria mea, când a venit tata, îi povestea că nu știa de ce fremătam noi pe acolo și mă cheamă, ea vină -o cu a domnișoară, eu știam când uh, zicea domnișoară că e ceva așa. Am descoperit asta la neuroștiințe, ce înseamnă fața părintelui pentru fața copilului, e foarte interesant asta că tata nu mai e, dar am descoperit preceptele lui în neuroștiințe. Ce înseamnă, cum dezvoltă părintele inteligența emoțională a copilului. Mă cheamă și îi povestesc ce s-a întâmplat și dar cum te-a jignit Sorina? Păi, cum a zis? Păi tu câte degete ai? Când m-a întrebat asta și acum în simțământul ăla, mi se părea că nu e de partea mea, că e cumva, deci sincer nu s-a stins sentimentul ăla. Și când vedea că nu zic nimic și mi -au, și am uh, capul în jos, mi-a luat mâinile în mâna lui și mi le-a pus în față. Nu mă răți unghiile. Unu, doi, până am ajuns la cinci, vezi, nu te-a jignit. Tu ești așa și trebuie să faci cu cinci degete ceea ce fac eu, cu 10 de degete ceea ce face Sorina, ceea ce face... Îmi lua pixul, creionul, că nu era creionul, pus în mână. În mâna Am dreaptă pus. sau în mâna stângă? Mâna dreaptă. În mâna dreaptă. mâna dreapt? Niciodată nu m-a lăsat cu mâna, cu mâna stângă. Mama mă mai învăța mai nu știu ce și învățătoarea a încercat, dar nu eram atât de deprinsă încât uh, nu. Bine, asta și ține de emisferul cerebral Simul. dominant, dar el mi-a pus nimic din ce m-a învățat și ce m-a pus să fac. Nu a fost să trec sau să mă strecor că am un defect. Nimic. Cu defectul ăsta faci. Cu defectul ăsta scrii dimineața mama mai încerca ca să ajung mai repede, nu neapărat. Mai, nu pleca la servici până când nu vedea că mănânc singură. Eram odată la niște prieteni veniți să... Cam, cam ce vârstă aveți când povestiți asta? Cinci ani. Cinci ani. 5 okay. sau 6 ani. 5 ani, Nicuța? nu, că eram la grădiniță. Okay. Dar la 5 și la 6 ani am fost și eu la grădiniță, că am mers la școală la 7 ani. Bun, ați mers la prieteni și? Uh, am mers la niște prieteni, eram la masă, niște vecini acolo, dar erau prietenii de familie și uh, doamna Marco a vrut să-mi taie friptura și eu m-am lăsat așa. Le-a văzut uh, Luminița, te rog să stai singur. Oh, lăsați o, lăsați-o, mă mama. Doamna Marcu știți că fata mea știe să folosească furculița și cuțitul. Aici eram în clasa a doua. Uh, și asta a fost, mă rog, insistentă și te s-a ridicat de la masă, m-a luat de mână și a zis eu, nu rămân în casa unde uh, gazda nu știe, că am un copil capabil să-și taie dar o spunea serios. Mama a rămas, s-a uitat la el, azi? da, s-a uitat la el urât, că nu face asta, ce faci de față cu musafirii, m-a luat, ne-am dus acasă și stăteam exact așa, stăteam în fața mea și uh, parcă mi-a făcut un sirop înainte se făcea, știți, sirop așa un pic de sirop da, și restul da. apa și ne-am pus amândoi și am mâncat și o tăiam și în povestea și a zis ești atât de mare, ești atât de puternică, cum să stai aici, dacă ți stai aici cineva friptura și te ajută să mănânci, cum mai să fii mai departe, ce ai să faci, ce o să-ți facă? Uh, M-am simțit puternic atunci lângă el. Parcă mi-aș fi dorit să fiu și dincolo cu mama, dar uh, chiar au chiar împuternicit, chiar nu au împuternicit toate. El pari izbituri și de asta uneori sunt dură cu părinții când insist să le vorbească despre defect, să-i accepte și să învețe să-și gireze asta, că dacă ei își girează asta, dacă, acceptă, dacă de un, știu ce exact, simt. și treci de un univers fals în care toate ți sunt date, ți sunt servite, ți sunt... Nu, să înveți avut... să crești cu defectul exact, pe care le-ai, am avut un tată, care... cred că Cred, sunt convinsă că, că Dumnezeu l-a călăuzit. N am nici cel mai mic dubiu, pentru că m-am împuternicea foarte mult, am iubit. Chiar, și mama dacă, a fost dur, geloasă. chiar dacă a fost dur, dar ați nu aprecia nu era, foarte dur, mult. Era foarte ferm, era serios. Pentru, pentru că, că, știa ce vrea pentru exact, dumneavoastră. Mama mă chelfănea, el niciodată. El niciodată, el niciodată nu, nu m-a atins, dar de la mama am primit, drabene, bătăia așa când mai... Da. <laughs> chiar și acum, după atâția ani, lacrimile v-au curs pe obraz, pentru că v-ați amintit de momentele astea în care el a fost lângă dumneavoastră Absolut. să vă poată împinge și de la spate, să vă depășiți exact, condiția asta și, și să nu vă plângeți de mile, ci să, să vă doriți din ce în ce mai mult să depășiți. Realizez, da, de asta De asta mă emoționează totdeauna că realizez că, de fapt, seva aici a fost a, tot ce am devenit tot ce am învățat să mă războiesc cu mine, pentru că nu era greu, vă spun și acum am uneori când scriu mult, că nu sunt în stare, eu prea tehnologia, recunosc, scriu întâi pe hârtie și, mă rog, fost manager de spital, tot timpul de da, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia, dar scriam și când scriu repede și când așa, am oarește durere, deci era un... Dar am mers în clasa întâi cu un coleg care era mai mare ca mine cu un an, eu nu eram la școală, dar făceam lecțiile deodată cu el. Dar cu atâta dragoste că asta, îmi, îmi, împătimirea asta de scris, de învățat, tot el mi-a transmis-o. Și săracul Sorin nu era în stare să scrie și mai aducea tantitanța, mi-a aducea și îi făceam temele și scriam ce mândră eram, ce bucuroasă. Și unor se învățase și el prin gard, prin spate, îmi dădea caietelul și scriam în spatele casei, dar și scriam tema repede, o luam și stăteam, eram foarte mândră. Din casa părintească, care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o dumneavoastră? Lecția asta a insistenței, a reușitei, că pot să reușesc. Și lecția aceasta va urmări toată viața. Absolut. Am fost premiantă întâi în toate clasele. În clasa nouă am făcut liceu de fete, am fost a patra atunci, pentru că atunci mi-am dat eu seama, a venit altă etapă despre care nu vorbise chiar așa, fetele erau liceu de fete cu unghii lungi, nu ca acum false, cu tot felul de manechiuri foarte frumoase. Stat deci văd mâinile. Ați stat la cămin împreună cu mâinile? Nu, 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 nu. Nu, la liceu, la liceu da, da, în clasa la nouă. Lapitești? Da, pitești, în, da, pitești, dar, pitești, da. Dar nu stătea stăteați nu, acasă. Am făcut și... liceul din Cagoles, cu liceul de fete. Și erau fetele alea atât de frumoase, mi-intristau inima cu unghiile alea când le vedeam, recunosc că mi-aș fi dorit și. Puteți invidioasă? Da, nu, vin vidioasă. Aș fi vrut și eu să am. Mm -hmm. Așa și atunci mi-am dat seama cât sunt de urâtă, cât sunt de diferită de ceilalți. Și Asta îmi servește acum cu, cu, cu copiii mei, cu pacienții. Eram așa de năcăjită pe cum sunt, chiar eram întristată și v-am zis tot, tata, n-au știut, asta n-am spus la nimeni, asta am spus-o când m-am făcut mai mare. Pormă, mi-am revenit când am văzut că unghiile alea nu scriau ca mine, scriam cel mai frumos din clasă. Eu, de exemplu, n-am scris de doctor, eu scriu inteligibil și așa. Scriam și am văzut că pot să depășesc asta. Deja în clasa 10 am trecut la speciala de chimie. Nu mai am fost premiat. V-ați concentrat timp. pe altceva, dar da. în perioada de adolescență. Ce amintire v-a marcat cel mai mult? Au fost copii sau colegi care, nu știu, v-au luat peste picior sau uh, au, au făcut nu. să vă simțiți -au făcut nu, să să vă simți că rău? Nu, sau asta, prin copii felul sau dumneavoastră colegi, de exact. a fi? prin faptul că ați fost studioase, că ați învățat, le a dat ferm. o lecție așa. Eram fermă în ce, în ce, sunt și ce am mai învățat, că nu mă, nu mă dădea înapoi. De exemplu, moda și când am intrat la facultate, nu mi-a plăcut de la început, nu mi-a plăcut mini așa unde genunchiului în ceva și verișoara mea și colegele, ai că nu era, că era moda, modă, mini-jup, minijup. Nu, nu reușeam, eu eram foarte stăpână pe ceea ce decideam eu să mă îmbrac, cum vorbeam eu, tata mă învățase că expresiile cu, și am un drag de limba română nespus, așa și acum și când îmi formulez câte ceva și încă sunt atentă. Și el asta îmi spunea, expresiile astea sunt triviale și strică din delicatețea limbajului și asta îmi spunea. De asta vă zic, îmi păstram așa ale mele fără să mă și mă rugam, știam de la bunica să mă rog. Ați avut o relație apropiată cu bunica? Ați apropiat, crescut bunica, în aceeași casă a, a fost? Și nu, ne duceam vara în vacanță, bunica maternă, dar îmi povestea atât de frumos despre Dumnezeu și despre diavol. De exemplu, cred că. Nu s-ar filipi, poate s-ar fi lipit, știu eu, tutunul de mine sau că în facultate fumau mult, pentru că îmi rămăseseră imaginile cu rotocoalele de fum, în care era cât un dracușor, doamne, cu coarnele alea, cu codița aia, cu nu știu ce, tata fumător, uneori noaptea mă și țipam. Aveam coșmarul din cauza asta că mi se părea că el fumând îl aduce pe diavol în casă. Asta erau imaginile care, despre care vă povestea bunica. Da, mi-a arătat era o parte cu o foaie de ziar mi-aduc o aduc aminte și acum, în care îmi cita despre Dumnezeu. Bunica și... fiind de ce confesiune? Bunica fiind ortodoxă. În clasa, în, când m-am dus la facultate să dau admitere, apropo de confesiuni sora ei în București unde am stat și ziceam mama e Teo, mama e Tudorița mi-a dat o Biblie la 19 ani și m-a învățat că nu trebuie să te rogi așa, că nu trebuie să-ți faci cruce că de fapt Domnul cruce în spatele Domnului Isus, tu trebuie să te duci la, Domnul Isus. și mă duc acasă fericită cu Biblia și o lui bunica nu! Săraca cu atâta e la vie, nu pune mâna, Doamne, nu mai popa are voie să pună mâna pe ea. Nu, sub nicio formă, nu face păcatul ăsta. O, oh, era pentru prima dată când râdeam de ea din toată inima. o fi serioasă că se cuvântul lui Dumnezeu, hai să și citesc, că fugea săraca prin curte. Era foarte blabioasă, dar avea... O sinceritate da, aparte? Da, da În da. credința ei și în felul în, cre... în care... În, în ceea ce învățase ea. Și să se popa că doar ăla trebuie să pună. Ai, e cartea sfântă, nu poți să o aduc. Păi da, sfântă și, sunt și eu când mă învățase bunica asta și spusesem. Da, ca așa ziceam, mama e Tudorița. Eram sigură că amândouă surorile ei erau pocăite în bucură surorile asta și Biana și eram sigură că, o să-ți să vorbească despre asta. Da, e frumos, mi-a vorbit exact ca tine despre Dumnezeu. Numai că mi-a arătat cartea, tu-ți dai seama, să vezi ce frumos scrie. I-a până la urmă se potolea așa și mă asculta, nu zicea, adică nu era foarte împotrivitoare nu mi-ați povestit dacă mai aveți frața sau surori? Nu. Ați fost Am fost la copil la unic, m-am născut după șapte ani. Vă dați seama ce a fost pentru părinții mei o bucurie, au zis lumina lor în casă, când o să se cheme, dacă e pată luminița, dacă era, bă, ea nu mai țin minte, un, chiar nu mai țin minte numele unui voievod, oricum. Și uh, când m-am născut de șapte luni, un kil 600, eram, nu era ca acum să fie cezariană și m-a născut undeva pe unde lucra tata lângă Pitești, la o gospodărie agricolă de stat acolo și moașa din sat, vă dați seama, naștere naturală, se masimetrică la față, așa cum se întâmplă în travaliu, că de-aia nu-i faci pe copiii ăștia mici. Dar dacă Dumnezeu a vrut să, să trăiesc, M-am -am născut și am trăit bunica paternă, a spus, vai, când m-a văzut, a zis, vai, urâtă, mică, vă dați seama, deci, îmi spunea mama că efectiv jumătate din, din craniu era mai, mai înălțat și mai bine ar ierta o Dumnezeu. Mi-a spus mama, m-a urmărit cuvintele astea, recunosc. Și ea se uita uneori la mine și când a murit, eram în clasa noua, mai deschidea ochii, intrase în comă că a avut un accident vascular, mai deschidea ochii în Atâta mi-aș fi dorit să o aud că îi pare rău că a zis așa cum n-aveți de Târziu, așa când m-am maturizat, -o. când, da, Ați când -o. am devenit așa, și eu... De mama mi-am dat seama că era expresia omului simplu. Decât să se chinuiască o, Asta. Și cu toate astea ați crescut, v-ați făcut mare, v-a văzut fată mare. Păi se uita în curte cu toți nepoții, se uita la mine și îi curgeau lăcrămile. Atât am așteptat, nici Să, să dea și glas. Să-mi spună, da, să-mi spună. Dar nici eu, asta mi-a părut rău când Trebuia să o întreb eu, să-i spun măcar. Adică am învățat că lucrurile e mai bine să le rezolvi decât să le ții acolo. Corect. Pentru că în interior capăt așa o alte de nuanță. Adică C nu cea adevărată, reală. Dar se... rămân acolo, fermentează și devin mult exact. mai apăsătoare de-a da, lungul da. timpului. Și îl privești pe celălalt cu o frustrare, cu o exact, atitudine... Nu, aveam... care nu mă să nu puteam fie... apropia de ea. Nu prea puteam să o iubesc. Mă duceam la ei și totdeauna când veneam de acolo, spuneam lui tata toate cazurile mele. Păi și la bunica cealaltă. Mi se mai întâmpla câte una, dar nu povestea. Și tata spunea că nu-ți convine, îmi spui și vin și te iau și așa. nu. Oricum, ați avut o relație bună cu familia lărgită și cu bunicii da. din partea tatălui da. și cu bunicii din partea mamei da. și cu verișorii. Păi mai ales cu... că eram copil singur, îmi doream Erați, să fiu cu verii mult. Vreau <laughs> Care a fost cel mai bun prieten al dumneavoastră în adolescență? Vă mai amintiți? Sau cea mai bună prietenă, de fapt? Sinceră, Ați avut o... sinceră să fiu. Sigur că am avut așa colegi cu care împărtășeam, cum să spun, literatură sau ceva, dar n-aș putea să spun că. Adică am fost prietenoasă cu toată lumea. De mic copil mi-am dorit să fiu în Cu mulți m-a speriat singurătatea, recunosc asta asta era obsesia mea să nu fiu singură undeva să nu fiu uh, așa deci nu nu doream. Uh, tot ai mei au fost cei mai buni prieteni când aveam ceva tot uh, acolo Părinți, venam. Tata. Da, da, da. Tata da, în Venam și spuneam, da. Venam și spuneam și când părinții au plecat. Ce ați simțit? Păi uh, când prima asta? dată Tata, a fost foarte greu. Tata a murit primul? Tata sau? a murit primul. Exact cum spunea el, la 67 de ani, eu o să mor ca mama, la 67 de ani și la Așa 67 de la vârsta mea de, de acum. Așa tineri. Vreau să vă spun că au fost niște sentimente atât de... Uh, cum să spun, neobișnuite. Deci, mi se pare trei luni, recunosc că mă gândesc că dacă recunosc, ți se și iartă Dumnezeu. Parcă uram pe mama. De ce? Trei luni sau patru. Pentru că. Uh, nu vreau să dispară el, nu știu cum să. nu știu să spun. Aș fi vrut mai degrabă să rămână el? Aș fi -a vrut să, să nu mă. Nu, nu mă gândeam să moară mama sau cea. Dar mi se părea nu știu, că am pierdut ceva, un, un sentiment deosebit de... Ați pierdut poate ancora aceea care va, va dea da, nu știu, vă dea siguranță și curaj și... A fost ceva pentru mine și soțul meu a fost uimit toată lumea. Credea că am luat o razna. Deci trei luni de zile, trei, patru luni Ați de zile... Ați de o depresie puternică? Nu era depresie, că îmi de au ceva, niște simțăminte în mine pe care nu le pot... urmă le-am îngropat, nu le puteam că urmă, mi-era rușine față de ea. Ea nu știa. O luam, o mângâiam pe ea, o pupam. Nu știu. Pierderea tatălui meu a fost ceva în viața mea. O pierdere. O pierdere reală. Greu am trecut peste asta. Foarte greu. Era un, un alt ego. Așa tot timpul când întrebam ceva cum să fac în mine, dar vorbeam cu tata. tata. Mi-ați spus și despre faptul că în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, erați deja căsătorit, aveați copii. Cum l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? Oh. L-am cunoscut în facultate. Erați într-o căutare anume? Sau nu, nu eram într-o căutare. Mi era frică să nu fiu singură în anul 6. Eram. Erați deja singura, în anul 6, da, eram singura necăsătorită din grupă. Și un fost coleg de liceu vine și mă cere de nevastă. Serios? Da. Și eu zic, el ce da, fă cu gândul. Un, era. făcuse, el ce vorbesc era. de el, un alt el decât soțul da, meu. Da, 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 știu, da? da? făcuse o altă nu da, era făcuse, da, la procurare da, de medicină. Făcuse medicin. dreptul, okay. era, mai, era procuror pe la Câmpul lung și... Um, Mă rog, a început să vorbească de rochia de mireasă, făcuse umanul, era destul de... Așa și v-am zis sentimentul de singurătate, am zis, ok, bine, mă mărit. Îi spun tatălui meu, primul. Îl cunoștea. Da, nu că îl cunoștea, a zis procuror, știi cum e? E tot ce mi-a zis, nu, nu-l știa, m-a acceptat, au venit părinții lui repede la... Uh, procurorul acuză oamenii, medicul îi iubește. Nu știu dacă voi vă potriviți. Dar, pe urmă, mi-a spus, mai târziu găsise într-un într jurnal de-al meu în care scriam că m-am plimbat cu LB, nu-i spun numele, da. un umanist cam lânced. <laughs> și așa el descrieți. era... Da, erai sub imperiul ăsta. Și, în sfârșit, da, eu v-am spus, m-am gândit o clipă că m-am mărit. M-am gândit că o să fac nuntă, m-am gândit că o să fac... A, așa, am luat-o okay. razna și... Am uh, avut cununia civilă în martie, pe în aprilie a fost nunta. Da, deci cu un albă ca de mireasă, deci nu e nicio nu trăim împreună, nu stăm împreună, deci e clar, era clar. E, între 22 martie și 19 aprilie. Adică de la uh, cununia civilă până la da, cununia până religioasă. La, da, da, Avea niște avea așa o atitudine de stăpân al meu. Și recunosc că Așa a fost, așa e firea mea. Nu pot să-mi pui un căpăstru, în general, nici părinții nu m-au crescut așa, adică m-au crescut foarte liberă în gândire, în ce decid pentru mine, foarte hotărâtă. E, și în perioada asta am avut așa foarte multe uh, întrebări, Doamne, mi-am dat seama ce greșeală am făcut, eram frământată de, de chestia asta și când să ne ducem să schimbăm buletinul, atunci am șoptit lui tata, nu vreau să stau cu ăsta, Nu vreau să facem nunta. Oh, nu, nu se poate. El era prima dată când îmi uh, spune altfel de când gândesc eu nu se poate, știi, păi nimeni, stai să vezi cum e stai să, așa, păi păi zic, tu cum crezi că e un sandwich, mușc din el și îl scuip dacă nu-mi convine, cum să fie așa însurătoarea asta, deci nu, nu, nu vreau am greșit, Doamne, da, stai, da, încearc, am făcut nunta, dar vă spun, la cununia religioasă văd uh, și acum... Iisus Pantocrator de centurile și ziceam, Doamne, nu îngădui, Doamne, nu îngădui, la curgeau lacrimile și toată lumea în loc spunea. foarte că spunea că plângeți de bucurie. Așa spuneau, dar prietenele mamei, ia, uite, luminița e o sensibilă, ia cum se cât a așteptat, ia că, într-adevăr, așteptase în cununia religioasă orice fată, nu se gândește la rochie albă, Doamne, eu eram atât de, de năcăjită pe chestia asta. Și. Uh, după nuntă, mă rog, a vrut să vină acolo, să stea la noi, zi nu te duci, nu te duci la tine, lasă, să mergem la București, oprise la Nord Hotel, oprise niște, oprise o cameră, mă rog, și pentru niște prieteni ai lor care veneau de nu știu unde. Și uh, am avut așa o tentativă de abordare sexuală, recunosc, uh, altfel decât era în mintea, visurile mele. Bă, nu visurile și noastră, uh, clar nu am stat, da, nu. Și am, uh, în joia după nunta, am băgat divorț. V-ați căsătorit duminică da. și joia... -ți... Joi, da, da, da. Am stat o mătușă de-a mea, era avocată, ea mi-a făcut acțiunea de divorț. procurorul șef al județului a sunat la decăniță, a sunat, i-a chemat pe părinții mei la procuratură, a fost ceva crunt. E, în perioada no. aia devenisem turbată, recunosc. Aveam așa o... Uh, repulsie de cum să spun, de tot ce înseamnă uh, bărbat sau să mă gândesc la asta. Uh, eram la cantină într-o într seară cu niște... Eu eram internă de cămin la politehnică. Soțul meu a făcut politehnică. Interna de cămin era doctorița căminului Că. respectiv și eram... primei de la facultate uh, a mea bursam bani și de la ea mâncarea și Mâncarea și Caza. cazarea. Și eram cu ei acolo, și apare și și era și soțul meu cu fetele alea, colega mea de cameră și nu știu ce. Și când, după ce am plecat de la uh, cantină, el m-a însoțit, am stat acolo, am avut o discuție, nu vreau să, cu colegele, nu insist, și uh, zice, nu vrei să ne plimbăm așa un pic pe, și eu zic că. Uh, Vreau pentru că eu uh, vreau să învăț meșteșul uh, să să-mi să aleg, să aleg soțul și în sfârșit Polmen mi-a spus așa de frumos că m-a făcut să-mi fie rușine de asta a zis uh, eu dacă te-am invitat, te-am invitat că nu vreau să fiu nici primul, nici al 11 te-am invitat pentru că vreau să fiu lângă tine wow v-a pus pe gând da îmi curgeau lacrimile și mi era rușine de ce gândisem și. Deci cam așa, el. A și fost din momentul așa în care a început relația. Așa, cu el, încet, 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 așa cu greu, dar ziceam că nu mai încheia act, adică nu mai încheiat cu nimeni sau ceva. Și pe urmă, după ce a avut Andrada un an. Părinții lui au avut încredere În noi și ne-au dat Niște bani ca să cumpărăm un apartament Au trecut câți ani de la momentul În care ați început? 1980 Din 80 Ralu, am până astăzi înseamnă 20, 42 de ani 42 de ani alături de soțul dumneavoastră <laughs> da. Da. <laughs> Și aveți no. două fete Deja mari Da cea mare a făcut și a 40 de ani, mulți înainte. 41, da. Și cea mare are 4 băieți, cea mică uh, are uh, 38 de ani, mulți înainte. și are o fetiță și un băiat, de deci ce am 5 nepoți și o fetiță și o nepată. Fetele dumneavoastră sunt medici. Da, da. Fiecare, cea mare este pediatră, cealaltă este uh, ortodont, stomatologie și a făcut specializarea în ortodonție. Sunteți foarte bucuroase atunci când vorbiți despre familia dumneavoastră da. Bogată, mare, cu casa da, plină Mulțumesc lui Dumnezeu Copii cultul. sănătoși exact. Asta este slava mm. lui Dumnezeu Absolut. Mă întorc puțin După momentul Facultății, unde ați fost Repartizată sau cum erau la lucrurile La Pitești, trei ani am făcut La Pitești, după aceea am luat După ce ați făcut și Iertați-mă puțin, cum se cheamă după facultate trebuia după facultate, să mergeți la stagiatură, stagiatură, se numește. Okay. Se făcea trei ani. Acum mai ai dreptul să nu, dai nu era rezidențiat. Ah, era după trei pe... ani de stagiatură, am dat Residen... admiterea la secundariat, se numea, se nu lucru. rezidențiat. Okay. Și am obținut postul în Pitești, la Timișoara s-a examenul, la Spitalul Județean de Pediatrie pe recuperare copii. Am înființat primul serviciu de recuperare copii din județul Argeș, că nu mai fusese la spitalul ăsta. Și am lucrat acolo 15, 15 ani. ani, până și în 95. În 95 ați venit în București. Da, profesorul Pesamosca, doctorul Robonescu, doctor Olteanu m-au vrut șef de secție la secția de recuperare a spitalului Marie Curie. Și am venit, am dat examen, am fost chiar singurul candidat. Și... Îi cunoșteați erau profesorii mei din facultate. Și ați avut o legătură foarte bună. Da, păi în perioada de stagiatură, la șase luni dădeai examen de ce făceai. Și profesorul Pesamosca venea la Pitești și la examenul de chirurgie, de exemplu. Profesorul Iordăchescu venea pentru examenul de pediatrie. Depinde ce stagiu făceai. Șase luni se făcea cât un stagiu. Cum a fost, domn' profesor Pesamosca? O legendă vie, trăitoare, cu oi, oh, cu de am făcut și doctoratul cu dumnealui. Am primit și înjurături de la el și uh, îmbrățișări și aprecie. de toate. Un om, da, 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 un om deosebit. Mi-aduc aminte odată în timpul doctoratului. M-am dus să-i arăt, într-o sâmbătă, mă duc să-i arăt rezultatul și trebuia să-mi dau referatul respectiv și să uite și el bine, stai jos! Să uita la un film cu John Wayne și ce? uite-te-l, cu mine, să vezi și tu mare actor, pe John Wayne. Eu, au mă așteptau copii acasă. În sfârșit, aveam să... Zi, am stat, nu mă uit, domn profesor, vin altă dată, vreau. Stai acolo! M-am jurat, stai acolo pe scaun, nu mă mișc. Uite-te la televizor! Și eu, așa, ostentativ, am stat pe scaun, dar mă uitam pe fereastră. Nu mă uitam de rog, n-a zis nimic. Uh, la sfârșit, după ce și-a terminat filmul, eu, când a terminat, încep să citez referatul acolo, să-i spun um, să uite la mine, stai, stai, stai un pic. Iartă-mă, mă, iartă mă Sunt un bătrân ramolit și te-am făcut să te super Mă ierți? M-am înseninat așa, eram și înseninată și să-l iert, dar mi se părea că și trebuie să-l pedepsesc Sigur că vă iert, dar mă lăsați să vă citez referatul. Că de asta am venit. Era o figură, un om. Un profesionist de săvârșit. Absolut. Într-adevăr, un mare iubitor de copii. Ați venit în. Spitalul Marie Curie, Spitalul Marie 95. Da. După aceea, ce s-a întâmplat? Pentru că știu că ați luat acolo o în mâini și. Da, după aceea am. Deci am trăit perioade serioase de umilință, să zic așa. Eram ultimul șef de secție venit acolo, cel mai mic fusese melebu tuturor, așa erau... Așa, cum să spun, mi-aduc aminte și o doctoriță din, care lucrase în Pitej, pe, pe pediatrie, partrită pe să nu te atingi de ea în episodul acut și nu scria așa la cărțile mai astea de recuperare. De copii. În sfârșit, uh, n-am trăit foarte bine, cum să spun, dar nu eu ca persoană, ci ca serviciu. Pentru că e și firesc un spital care, în care spectacolul vieții era în centru, să salvezi viața, să faci intervenții chirurgicale. Să faci. Și, într-adevăr, erau trimiși și la noi cei care erau operați sau ceva și pacienții vechi. Cu paralizii cerebrale, și așa, și nu primeam mai nimic. Și am văzut un curs făcut de USAID, Agenția Americană de Ajutor Internațional, făcut la ambasadă în care povesteau, deci, management adevărat de spitale, că acolo unde sunt cronici nu pot coexista cu acut, că e bine să fie, să fie un rezervor unul pentru altul când ai ceva de să poți să-l trimiți la cronici și ăsta de cronic, dacă se acutizează și am învățat și mi s-a născut așa cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt convinsă pentru că e un spital al Domnului. Uh, ideea asta de, 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 a face totuși un spital separat, adică o instituție separată. Uh, M-am dus pe la minister cu tot felul de obiective, de note, de fundamentare, de nu știu ce. Un ministru, secretar de stat, pe care, pe, pe care chiar îl, îl prețuiam așa că era pediatru, îmi spune Da, doamna, tot să serios, credeți că are sens să dai directorii în aceeași curte?" dar și nu e vorba de director e, e vorba de niște structuri și încep eu să-i spun niște principii în sfârșit șapte ani a durat 95-2002? păi nu era, după aceea Deja eram, uh, mai, târziu. Da, mai târziu, nu chiar atunci mi-a venit ideea, v-am spus că am, am, a, am a urmat anul okay. grei pentru serviciu. dacă n-am primit în toți anii ăștia nu un pix, n-am primit o foaie foile, deci baxurile le primeam de pe la părinți vremuri foarte grele da, și pentru că v-am zis, ei erau concentrați pe viață, pe salvarea vieții. După aceea ce rămânea în reanimare, îi trimitea uh, la noi. Îi înțeleg, pentru că sunt pediatru. Dacă nu eram pediatru, poate că n-aș fi înțeles așa. V-ați bătut foarte mult ca să existe un astfel de spită. Exact, spider, care, sigur Vis da. care s-a împlinit? V-am spus, șapte ani a durat, dar niciodată când călcam pe scările măstora unde mă duceam, n-aveam simțământul, deci după 3 ani, după 5 ani, după 6 ani, că nu o să fie sau să fiu vreodată tristă că ia uite cât a trecut. Nici o clipă, nu știu, sentimentul, de asta zic că e al Domnului, sentimentul ăsta de speranță reală m-a însoțit și vreau să vă spun că nu-s baterea mea ci clicul Domnului în 17 mai 2006, raport de țară, NABE, strategia copilului cu handicap, oricând când terminasem eu școala de management despre care v-am vorbit că am fost la cursul ăla, mă scrisesem asta, deci scrisesem dizertația de sfârșit și uh, profesorul, șeful comisiei, se uită la îndrumătoarea mea de grupă, păi uh, cum adică tu ai. Ai acceptat așa o lucrare, noi dispințăm spitale și tu accepti asta? Doamne, deci m-a spoit în viața mea, n-am avut așa o stare la un examen. Eram, iar să mai continui, iar. Și până la urmă, asta a servit că știe Domnul să transforme într-o victorie. Când a venit raportul de țară, doctorița, care era, că eram 13 absolvenți, era în sală, că așa eram toți acolo, fiecare își expunea uh, dizertația, și ea a reținut, ce, a reținut doar pentru că m-a porcăit la halul ăla. Am luat șapte, niciodată n-am luat șapte și 16 sau cam așa ceva. N-am luat la un examen în facultate sau în toate examenele pe care le-am dat, deci n-am avut niciodată, un singur opt am avut. Ei, și în 2006, doctorița asta uh, spune, uite, există și a dat telefon la. s-a dus la școala de management sau a dat telefon, că mie mi-au spus cei de acolo. Și a luat uh, lucrarea mea și în Parlament și au făcut o lege. Pentru că au pornit așa. Guvernul a zis, dăm o hotărâre uh, de guvern și om vedea că auziseră de chestia asta, Parlamentul dăm o lege. Ca să se, să se înființeze totuși în centru să vedem că erau toate expuse acolo, ca să vedem că avem, noi avem o strategie a copilului cu handicap fizic și așa. Și hotărârea trebuia, a fost dată mă anunță de la Minister al Ubejenariu, dar Uh, a fost anul în care s-a mutat Năstase la Senat și l-a luat Fusese prim-ministru și și-a dat o hotărâre prin care să-și transfere tot mobilierul la uh, la uh, la Senat de la pe care l-a avut ca prim-ministru, da și deci ultima a noastră a căzut și am știut deci am sărbătorit stați că tot Dumnezeu da? vrea, vă tot știu, ele... este ceva care Chiar, se vede deci că nu e mâna omului. Că, exact, că e mâna lui Dumnezeu. Și dau, mă anunță pe mine în decembrie, dute pe la 26 decembrie, m-am dus acolo la, la minister, că m-au anunțat, uh, uite, se, va, se dă hotărâre de guvern, se înființează ce ați vrut dumneavoastră, visul dumneavoastră, că știa de câte ori mă dusesem. Și pe urmă, pe 12 ianuarie, mă anunță uh, tot de la minister, nu spun numele drăguța de ea, că n-a nicio vină, îmi spune, zice, a căzut că nu e hotărârea doamne. Până în martie, după bucuria aia, umblam năucă și se dă legea. Deci, doctorița asta merge în parlament, mă cheamă acolo să susțin, mă rog, se dă legea. După ce se dă legea, se înființează, încă uh, a mai durat un pic, apare un uh, articol în ziar, mă numiseră manager interimar până dau examen și eram și manager și șef de secție. Și uh, unii, nu mai știu de la ce ziar, în orice caz a apărut în presă spitalul cu doi manageri spitalul ca uh, adică okay, și, și managerul și... actual Buzatul și celălalt. Și mă cheamă acolo și. Um, mă rog, când spun, uite, trebuie să te organizezi trebuie să faci, da, managerul spitalului zice, da, mai lăsați-mă să merg eu acum la negocieri o, cum să nu vă las, nici nu știam atunci ce înseamnă asta, ne-a mai tras un pic din bani care erau pentru cazuistica asta, dar ce o rânduiește Dumnezeu, așa trebuie să petreacă știți, și uh, nu trece niciun a, în 2008, deci 2006 a fost legea, din 2007 s și în 2008 mă trezesc cu jet, am de un telefon, doamna doctor, repede un consilier de la Ministerul Sănătății venit, mamă sfinte, luna, miercurea și vinerea, nu vin chiar la 8, mai vi pe la 8 și 10, 8 și jumătate, așa, marță și joia sunt zilele de să fie acolo la 7 jumate la spital nici nu știu cum am, am ajuns, fug, îl găsesc pe Gheza Molnar, îl știam din, din vremurile celelalte, că și atunci a trebuit să umblu o groază de, pentru structura de la Pitești și îmi spune Doamnă dragă, te rog să-mi dai până luni niște argumente pentru care să nu-ți desfință spitalul. Am văzut că ai la minister acolo destui susținător care țin cu spitalul ăsta mic, dar Știi, e ultimul învințat, e cam să-l desfințăm. În clipa aia, o lumină caldă, așa am simțit și o vedeam între noi doi. Știți cum? Deci nu uit figura lui și cum stătea, le-aș putea desena. Ceva cald care O siguranță deosebită, așa. Noi eram înființați printr-o lege, nu prin hotărâre. Deci hotărârea lor nu putea să desfințeze spitalul ăsta. Dacă aș fi fost trufașă și n-aș fi fost prin cei șapte ani de umblat cu domnul pentru asta, i-aș fi trântit-o în față imediat. Dita, mai consilierul, te cunosc de sute de ani, că suntem matusale mici aproape, și îmi spui mie că mă desfințez, deci nu știi că spitalul ăsta e printr-o lege. Da, n-am făcut așa. Da, domnule consilier, luni o să vă dau. Și am dus o hârtie frumoasă cu toate um, legile și cu toate și astea ratificate și ultimul, suntem înființați prin legea 366 din 5 octombrie 2006. Ce, Asta ce e Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeul ce nostru. Ce înțelepciune! Ați făcut de multe ori referire la, la Dumnezeu. Când l-ați cunoscut dumneavoastră personal pe Dumnezeu? De când eram copil, Vorbeam cu Dumnezeu, eram. cum să spun? Era ca un prieten. Tot timpul, când ceva nu puteam să spun la tata sau la mama, I îi spuneam Dumnezeu. lui, dar da, dar mai târziu la piteam, maturitate, piteam păpușa și mi se părea că o să iasă de acolo, cum îmi spunea bunica, o să iasă reparată, după ce o stricam, știți. Dar v-am spus, n-am avut niciodată dezamăgirea. Și asta. mai târziu, la maturitate. Am cunoscut Biblia. Uh, am citit din Biblie, uh, am mers uh, în diverse biserici, așa să zic, pentru că, într-adevăr, căutam și simțeam că nu. Uh, fratele tate a fost preot greco-catolic și, după Revoluție, am mers la greco-catolici. Ați uh, și... fost practicantă? Da, 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 da. Și. Ce înseamnă să... practic? Când mergeați la slujbe? Mergeam regulat, la, sigur că da, mergeam în duminica vați botezat, la liturghie, marța și... Da, 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 nepoții. nepoții. Copiii erau născuți pe vremea comunismului. Corect. Deci, vreau să spun că eram foarte atașați, așa, o comuniune mică în București la, la Belu Catolic acolo, dar... Da, dar simțeam că lipsește ceva tot timpul. Și în, în, în mașină A. prindeam când și când radio, vocea Evangheliei, vocea Speranței, vocea... Pentru mine mi se părea că e același lucru. Vocea Evangheliei, vocea Speranței. Deci așa și ascultam și iar ascultam. Și la o consultație odată vine o familie cu... Doi copii, să văd și aude pe fundal, la mine în cabinet, radio vocea, vocea, da, vocea speranței. speranței. Și întreabă tatăl, ascultați des asta, a zice, asta e viața doamnei doctor, că după ce am descoperit radioul ăsta, și zice, soția mea lucrează la. Uh, radio Vocea Speranței. Da. A, și geta în înșoptește repede. Doamne, atunci auzeam la radio că se va înființa un post, că va fi nu știu cum și nu știu ce, știți? Și tot mai... Și zic, Doamne, mi-a trimis-o Dumnezeu, că chiar vreau să întreb cum, unde o să fie, unde să vedem. Și după ce consul copiii, întreb, vorbesc, era Raluca Mateescu cu soțul și văzându-mă așa deschisă, vreți să mergeți sâmbătă la biserică? Cu noi vin să vă iau de acasă, da, sigur că da. Am venit și cu nepoțelul meu, mă lăsaseră cu uh, unul dintre ei, cu cel mare plecase. Am plecat și cu el, parcă văd pe furici, doar cu ei, n-am spus la nimeni. Și m-am dus, am fost uluită, uluită de cum se uh, făcea școala asta de sabat pentru copii. Era cu măsuță, era cu. Doamne, mi se părea că sunt în altă lume. Serios! Era parcă era ceva regizat în, în biserică și așa serios. Și să aflu despre sabat, și, mă rog, și era Luca și eu nu îmi, îmi, povesteau cum e sabat. Vin acasă și îi spun lui bărbat, mă uite unde am fost, plecasem cu Dominic în brațe și nu știa, zic, uite unde am fost, mergi și tu sâmbăta viitoare, Na, da, păi merg, păi nu știu ce, um, și asta vorbeam cu ei, mă, de cum n-am văzut și cu bărbatul meu și, cum de n-am văzut am noi să ăsta? Da. Cum de n-am descoperit? Că, de fapt, asta mi s-a părut descoperirea. Revelația. Așa, da, 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 asta, că asta este, eu știam că a șaptea zi e duminica, dar pe urmă când mi-a arătat Raluca în prima zi am via Domnul Isuse. era, cum să spun, într-o altă lume, o lume chiar luminoasă, o altceva, o altă, o altă percepție a realității. Și toate astea de la o vizită a de la Speranța da, Teterialului da, Camatescu, da, la dumneavoastră, exact. la spital. Noi noi aveam liturghii cu părintele uh, Oțoiu, foarte drăguț și foarte apropiat de comunitatea noastră din spital. De, uh, pentru că și el ne prezenta pe Dumnezeu aproape de noi. Și venea și făcea liturghii acolo, la fiecare două săptămâni. Și într-o zi ce um, maestrie totuși, chiar mă gândeam Uh, Într-una din zilele când uh, era liturgie, după liturgie, ne-a așteptat uh, Raluca și cu pastorul Buciuman ca să ne întrebe, de fapt, ce înseamnă pentru noi liturgia asta. Că e foarte frumos că, uh, Doamne, a fost așa o uh, sfântă descifrare a unei, uh, unei cărări. Și așa ați cunoscut mai multe despre Biserica Adventistă da, și păi prin pasul Buciuman. Știu un lucru, că dumneavoastră în spital, la un moment dat, ați luat decizia ca pe televizoarele de acolo să ruleze postul Speranța TV da. și, uh, și pacienții să aibă acces la ceea ce se întâmpla da, uh, da, da. Mă rog, ce rula pe TV. Da, păi pe TV. când am fixat cablu și așa, am ținut neapărat să fie și televiziunea asta, să avem la radio. Pe urmă, uh, ne-a mai ajutat un pic mai târziu peste câteva lui Iza Spiridon. Ei au donat ca în fiecare uh, salon să fie difuzoare și o stație la asistente acolo ca să putem uh, diverse uh, cântări sau predici sau cuvântul lui Dumnezeu. Cum au perceput cum a perceput uh, duhovnicul dumneavoastră schimbarea aceasta? Uh, el a fost uh, cel mai supărat. El a fost... Uh, chiar dur, a întrerupt și liturghiile la spital, n-a mai venit de altfel parohia Biserica Catolică repartiza așa fiecare, are cât un preot pentru fiecare spital, l-a trimis pe părintele Ciprian, când am văzut că nu mai bine părintele Liviu, am și întrebat la da, părinte, sincer, când a studiat studia Biblia în facultate care e ziua Domnului? nu e totuși sabatul nu așa se închina și Domnul Iisus Doamna doctor Da, așa s-ar părea Dar Eu fac ascultare față de biserica Și așa este Ce să-i spui Oricum Dumneavoastră oricum ați păstrat o relație bună cu ei Da, în sigur sensul că, da. că Știu că și vin cu... călugărițe mai departe Da, 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 bine și părintele Ciprian Și face, părinte romano-catolic Și face liturghiile Părintele Libiu Nu, a, a suferit așa cumva Uh, ei se vor, vedeți, am observat în, în, Biserica Ortodoxă, în Greco-Catolică, leagă foarte mult istoria și, într-adevăr, martirajul unor preoți pentru care am toată considerația Iar adevărat are despre un, asta. Dar asta nu înseamnă răspândirea adevărului dumnezeiesc. Dumneavoastră, pe dumneavoastră, cum v-a perceput personalul spitalului în momentul în care ați făcut schimbarea aceasta? Păi, cred că fiind o fire prietenoasă și încercând să le explic și, le ară și să le arăt, am destule asistente uh, catolice, nu aveam la ora aia nicio asistentă adventistă. Uh, cred că n-a fost ceva, încercam să le explic și să le arăt uh, adevărul biblic și să le spun și la fel îi iubesc, n-am niciun fel de schimbare în sentimentele față de oameni. Ba din contră. Dar există, asta vreau să spun, există o, o, o convingere că trebuie să le slujești semenilor și trebuie să... Colegii dumneavoastră cum v-au perceput? Pentru Vedeți, că dumneavoastră sunteți o persoană foarte deschisă a, și nu prea țineți aia. pentru dumneavoastră Și dau și nu, și dau pe, și pe grup, dau mesaje religioase. Fică-mea care s-a botezat și ea spune ce nu crezi că exagerez totuși așa. Zic nu, nu exagerez, că să-l prezinți pe Dumnezeu exact când ar trebui sau exact când avem nevoie, nu, eu așa simt că îl reprezint pe, pe Dumnezeu. V-am zis cum au perceput... Uh, E greu să, să arăți că totuși în, în lumea medicilor există așa un respect pentru ăla mai bătrân și n-ai ce să-i să spui, dar uh, suntem... Prieteni, am un coleg care uh, face pomeni pentru mama lui și pentru tata lui și um, îmi dă și mie îmi place coliva, recunosc și spun, zic, da, să știi că nu cred că mama ta mănâncă sau Dumnezeu ar să vreun mor de muncă dacă ar fi. Păi ce suntem morți? Suntem morți. Că, mm -hmm. Și crezul zice și iarăși va veni cu mărire, deci nu în umilința de prunc în să să judece vie și morții. Deci e clar că morții sunt morți și... Zâmbește așa, doamna doctor, fac șoc, așa sunt obiceiurile mie, rușine. Așa e tradiția. Da. Așa este tradiția. Uh -huh. Când e... vorbim despre relația pe care dumneavoastră o dezvoltați cu Dumnezeu, vă considerați un om al rugăciunii? Păi asta le spun tuturor. Tot ce am obținut în viața mea, în viața mea de familie și în viața de profesional am obținut pe genunchi. De exemplu, am avut acum o pacientă care a plecat din Turcia, transferată la noi, după ce a fost operată de un cancer cerebral. Și m-am rugat cu mama ei înainte de a pleca. Am deschis pe WhatsApp și ne-am rugat pentru călătorie, că însemna ceva pentru ea. Deci încerc cu fiecare părinte. Mi s-a întâmplat o singură dată când m-a întrebat o familie ce credeți, cum o să o să se facă bine, o să evolueze și am zis asta știe numai Dumnezeu vă rugați și obțineți răspunsul ăsta în rugăciune, eu fac tot ce trebuie să fac pentru copil în stadiul ăsta neuromotor în care se află Dumnezeu știe ce e în creierul uh, fetiței, Dumnezeu știe și îmi um, um, spune tatăl așa, știți dar n-am venit să-mi faceți educație religioasă și am zis păi uh, fără educația asta care ar trebui să vă faceți singur, că nimeni nu ne poate educa, n-aveți cum să aflați despre uh, copil despre copil în viitor, decât de la brăjitoare care mint și sunt drăcești care eu mint, sau de la Dumnezeu care vă spune doar dumneavoastră eu doar mă rog pentru pacienții mei și îmi fac treaba profesional cât se poate de bine. Absolut. Depinzând de asta Dumnezeu. Asta încerc. Păi sunt atât de convinsă că el are cu fiecare cât un drum. Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericire? Înseamnă pacea sufletului, să nu mă tem, să nu -mi fie frică, pentru că în general am fost așa o spăimoasă în interior, n-am arătat niciodată. Niciodată. Asta am învățat semn de la tata. Și până m-am văzut, văzut la neuroștiință, arăta că de te temi, poate să folosească oricine din preajmă. Asta înseamnă o asigurare, un echilibru. Asta înseamnă fericirea pentru mine. M-am uitat la dumneavoastră și zâmbiți mai tot timpul. Cum reușiți să vă păstrați zâmbetul pe buze? Um, păi, pentru că um, sinceră să fiu, sunt cum să spun, sunt bucuroasă. Sunt bucuroasă, așa e firea mea. Sunt bucuroasă. Când mă având prea tare în bucurie, mă repede așa și iar mă gândesc la, la Domnul și știu că sunt cu el și în greutăți, tot așa zic. Doamne, tu o să rezolvi, sunt sigură că o să rezolvi. Fă mă doar să văd voia ta. Care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Regretul meu e că atunci când primesc un sfat, nu-l văd pe la bun și o iau înainte, dau coiștea în gard. Asta e singurul meu regret. Ce sunt banii pentru dumneavoastră? Un mod de a putea să trăiești. Chiar nu mi-am. Aveți o, o, o zmerenie extraordinară? A, mă străduiesc, chiar smerenia și. Umilința chiar mi-o pun în suflet pentru că dacă nu-ți o pui tu și nu te autoconsideri smerit și umilit, te umilește Domnul de te zvântă. Adică te duci acolo unde să rămâi lângă El, dar când ai parte de umilința Lui. Um. Zmerenia aceasta vă este oferită de relația pe care o portați cu Dumnezeu. Vorbiți foarte des despre Dumnezeu, o aduceți în discuții foarte des și asta ne ajută cumva ca, sau vă ajută și eu uh, preiau lucrul acesta de la dumneavoastră ca un barometru. Să știu, mă uite, în raport cu Dumnezeu eu trebuie să fiu așa. Și Dumnezeu va va binecuvânta va binecuvântat Simt. din toate punctele de vedere. Simt asta. Și mai ales familia dumneavoastră este o familie foarte frumoasă. Îi cunosc pe toți și îmi dau seama că dacă nu era prezența lui Dumnezeu în familia dumneavoastră, lucrurile poate n-ar fi fost atât de bine așezate cum sunt Cu siguranță. acum. Siguranță. Și bucuria cea mai mare este când vă văd câteodată împreună la biserică pe toți și asta este extraordinar. Da. E un lucru foarte mare pentru că fetele dumneavoastră au venit ca urmarea Convertirii și ele sunt rodul convertirii noastre, în fond, în relația cu. Rodul pe care lucrării o lui Dumnezeu. Dumnezeu. Sunt așa convinsă este. că asta am cerut tot timpul. Copiii mei să rămână la picioarele lui Dumnezeu. Și erau și înainte, așa. Na, când mergeam la biserică, tot astfel, o bună perioadă am mers cu cea mică, ea s-a botezat ultima, am mers la, la, biserică, la liturghii, pentru că s-a găsit dintr-o dată singură cea mare, Andrada s-a botezat cu soții deodată, ea era, ea trăise cu papa la Torbergata, cu așa, adică Uh, fusese mai aplecată către Biserica Catolică decât uh, Andrada. Andrada până să la liturghie era ceva de greu. Iar să vin iar, pușie, farmacist, aia până vine să așează, ce să vă? Lasă mă lasă, mă lasă. Uh, păi când Haricleia uh, era mai. Uh, mai bisericoasă. Uh -huh, mai bisericoasă și uh, prima dată când am dus-o la biserică a zis, Mamă. La Biserica Adventistă. vorbim, da, da. Ce mamă. Da, asta e biserica, e învățată cu somptuozitatea bisericilor catolice, v-am zis că a fost, era o mișcare de tineret pentru că și în biserica catolică există așa o, o -a emulație a personal pentru de, pe, papa? Da, 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 și eu și am asta cunoscut, cunoscut, da, tăi? sunt în cartea aia cu vizita Uh, papei. Uh, Papa Ioan care Paul a venit... al ii Da, da, Ioan Paul al II-lea, când a venit și eram cu o copii cu fotoliile rulante, pentru că era o figură luminoasă, foarte călduroasă. Uh, dacă eram preajma cuiva, uh, deci n-a trecut fără să-l mângâe pe fiecare pe cap. Uh, era, era o figură luminoasă. Cu toate acestea, în momentul în care ați cunoscut adevărul Bibliei, Ați mers pe el? Sigur că da, știu ce înseamnă papalitatea, instituția, dar unii oameni sunt slăbiți acolo unde sunt, sunt toți puși este. de Dumnezeu, sunt convinsă. Um, cum arată Dumnezeul dumneavoastră? Descrieți-mi în câteva cuvinte. Păi, Dumnezeul meu este o adiere. Dumnezeul meu este o prezență. O, o figură așa cu cu plete când mă uit spre cer și se apleacă și apleacă uh, capul și um, vorbește și dojenitor uneori uh, simt așa că nu pot să ridic capul când mă dojenește uh, este e un răspuns la o întrebare sau la o rezolvare este o prezență permanentă. Permanent. Cât de repede răspunde Dumnezeu rugăciunilor dumneavoastră? Uh, răspunde răspunde destul de repede. Ultima dată a durat o săptămână. <laughs> Și răspunsurile lui Dumnezeu sunt conforme cu așteptările dumneavoastră, în cea mai mare uh, parte. Sau... În cea mai mare parte sunt uh, așa. Dar cum le primiți pe acelea care le, nu le sunt. Primesc, uh, le primesc la fel de liniștită, pentru că știu că el cunoaște anticipația ce ar însemna. Adică sunt, uh, sunt foarte liniștită și când e alpe și zic doamne, nu eu, ok, nu eu tu Când ați plâns dumneavoastră ultima dată? Ultima dată am plâns zilele astea. Um, V-am zis că ne-a venit o pacientă um, în ultimul timp, probabil, poate și din cauza bătrâneții, poate o modificare din asta, un bulbaril, știu eu, că parcă sunt atât de multe necazuri în viețile copiilor încât e așa de greu să. Să rezist. de exemplu, am avut pacienta asta care era în Turcia, o pacientă cu cancer cerebral, o fetiță de 11 ani foarte deșteaptă, foarte drăgălașă și așa. Nu o cunoscusem înainte și um, s-a operat în Turcia pentru că aici n-a operat-o nimeni. Dar ea a operat-o nu pentru că era operabilă tumora, ci pentru că se operează pe bani și pentru că aduce bani. Și așa am, am, descoperit din ce ne trimiteau pe remeneul, din ce am întrebat colegii și n-avea unde să vină, să vină, nu o primea nimeni. Noi, spital de boli cronice, nu mai era pentru că ei se temeau, ei nu vreau pentru că, uite, are complicațiile astea, are complicația dacă moare la noi, dacă face la noi. Noi nu dăm zile. Dumnezeu dă zile. Dar mama aia vrea să întoarcă în țară, să vină în țară. Unde se va sfârși sau nu se va sfârși, chiar nu știm. Rezultatele sunt dezastruoase și uh, am primit-o în sfârșit uh, e aici când am văzut toate rezultatele alea uh, în primul moment parcă am fost uh, așa, dărâmată și până m-am ridicat doamne. Dar, nu știu, eu, chimie. și cred vorbeam. Da, da mai spun. Uh, plângeam în hohote, ce mai? Pentru că mă gândeam că eu puteam să fiu mama aia. Aparent nu poate. Și când v-am zis în disperare, asta deodată am zis, Doamne, dar cine sunt eu să zic? Tu știi mai bine ce și cum, cum va fi drumul ei. Noi doar ne rămâne să fim lângă, lângă părinți. Am o, o provocare pentru dumneavoastră. Am aici Biblia, la care ați făcut de multe ori referire. Am să vă ofer să ne citiți versetul dumneavoastră preferat. Epistola a doua lui Pavel către Timotei 1 cu 7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică de deci la care îl e clar că nu e de la Dumnezeu și atunci imediat mi se, mi se duce ci de putere de dragoste și de chipzuință deci el mă împuternicește el îmi dă dragostea și sigur îmi va făuri și chipzuința foarte profund versetul acesta și uh, puternic încurajator. Suntem pe final de podcast, a zburat timpul efectiv. Uh, și sunt foarte, foarte încântat de ceea ce am auzit despre dumneavoastră, deși ne cunoaștem de ceva vreme, am aflat foarte multe lucruri noi în ocazia asta. Uh, știți cum e uh, mănânci un sac de sare cu un om, exact, <laughs> așa zice un proverb da. românesc, nu? Uh, am un prim, uh, o primă provocare uh, testul de autenticitate din uh, segmentul acesta de final care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu? Pretutindeni, dar în inima mea și în mintea mea e totdeauna. Care este cartea din care ați învățat să fiți autentică? Biblia rămâne cartea care, arătându-ți adevărul lui Dumnezeu, să poți să păstreze adevărul ăsta în viață. Cred că Biblia trebuie să ne rămână cartea drumului vieții. Cu ce defect vă luptați cel mai des pentru a rămâne autentică? Cu teamă. Recunosc, cu teamă. Care este cel mai autentic mod prin care Îl onorați pe Dumnezeu? Iubindu-mi semenii și ajutând ori de câte ori pot. Să nu spun nu, deși toată lumea mă învață că este înrobitor. Dar sigur, când spun da, o spun pentru că mă împuternicește Dumnezeu. Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată? Soțul meu. Acum vă rog să completăm fraza. Am cinci provocări de genul acesta. Spune așa. Prima dintre ele, cea mai mare realizare a mea rămâne. Familia, dar și spitalul. Este, este o structură pe care chiar o simt dănscută. Așa, sunt conștientă că e produsul lui Dumnezeu, dar e parte, din, parte din structura mea, din fibrele mele. Detest cel mai mult? Lipsa de de, de iubire, de înțelegere, de, de a fi lângă cel în pasta. Biserica Adventistă m-a învățat să? Să fiu riguroasă în relația cu Dumnezeu, să folosesc Biblia. Sufletul, mintea l-am avut, dar aici am învățat rigoarea. Cartea, cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om, cel puțin o dată în viață, are titlul Calea către Hristos, o și dau, mă și ajută o asociație din Donează speranță, din uh, Craiova. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul: Doamne, ajută-mă! Și în partea din urmă a podcastului nostru am câteva întrebări prin care dumneavoastră să alegeți una dintre variante. Manager de spital sau medic? Medic. Medic. Pentru asta m-am pregătit. Cinstit nici cariera universitatea, universitară n-am avut o în minte. A adus-o Dumnezeu. Dar medic mi-am dorit din toată inima pentru copii. Și uite, m-a dus la copii năpăstuiți într-un fel ca mine. La țară sau la oraș? În ultimul timp la țară, să știți. După uh, îndrumările Elenei White, am, am și încropit în județul arge și am cumpărat de altfel șaporma, așa ne-am făcut colțișorul nostru la țară și, într-adevăr, weekendurile acolo le petrecem. Și vedeți că este de la Dumnezeu, pentru că mă gândeam, dacă rămâneam în Greco-Catolică, n-aveam parte de serviciu divin. Patru biserici ortodoxe sunt. Dar am biserică adventistă. Adventist. Deci e mâna lui Dumnezeu. În relația cu soțul folosiți mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. El ar trebui să zică iartă-mă mai des. Fructe sau prăjituri? Fructe. După ce ați greșit, vă scuzați imediat sau imediat, mai târziu? Imediat. Dacă realizez. Dacă nu realizez, într-un timp mă duc și la femeia de servicii și spun, te rog frumos să mă ierți. Știi că am fost pripită, știi că am timp cu familia sau muncă înainte de orice? Și, și. Când eram mică, mi-aduc aminte, Andrada îmi spunea, păi mai mult stai uh, cu copiii de la cabinet, atunci vino și tu cu mine și mergea cu mine și păcea gimnastică. Discretă sau tranșantă? Și, și. Și discretă pentru că e nevoie de destule ori să păstrezi discreția, dar și tranșantă în cele mai multe situații. Sâmbătă la biserică sau la spital? Sâmbătă la biserică. La biserică. Când e nevoie, mă mai duc pentru că mai bine cât o echipă de adventiști să ne cânte și mai dau o fugă și acolo cu tinerii și la spital. Munte sau mare? Mare, îmi place soarele nespus. Uh, pentru biserică, sâmbătă sau duminică? Sâmbăta Da? Dacă duminica sunt chemată sau am ceva de făcut, și duminica. Vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsuri și sinceritate și uh, provocările, ultimele provocări, înainte de a ne lua rămas bun din formatul acesta. Uh, prima dintre ele se află în bolul acesta. Vă rog să amestecați dumneavoastră bilețelele și să extrageți unul dintre ele. Este o întrebare pe care uh, a scris-o unul dintre invitații mei care a stat pe scaunul uh, pe care sunteți dumneavoastră așezat acum. Povestește un moment <coughs> recent în care ai văzut că Dumnezeu conduce viața ta. A fost acum când uh, toți colegii nu vreau să primească copilul ăsta, nu pentru că nu, da, credeau că nu e de, avem atâta terapie intensivă cât să fim pe seama lui și totuși l-au primit uh, și totuși uh, copilul arată bine și atât mă rog să -mi... Să pună Dumnezeu mâna lui vindecătoare acolo. Și partea de final are de a face cu a primi din partea noastră acest pix autentic pe care să-l portați cu dumneavoastră, e cadoul nostru și să le spuneți și altora despre podcastul nostru. Și aici am o foaie de hârtie, vă rog să scrieți dumneavoastră o întrebare pe care să o punem aici în bol pentru cei care vor fi invitați mai târziu. Îl pun aici? Vă rog. Vă mulțumesc mult, mult de tot. A fost și o plăcere pentru mine să avem împreună. Și eu vă mulțumesc și iertare pentru ce o fi spus nepotrivit. Ați spus toate lucrurile așa cum trebuie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost aproape și în ocazia aceasta. Nu uitați să dați un subscribe, un like și în așa fel încât să putem să formăm uh, comunitatea autentic. Nu uitați să comentați, fie că vă place ce facem noi aici, fie că nu, ne-ar plăcea foarte mult să cunoaștem ceea ce simțiți și gândiți. Până data viitoare, vă urez uh, toate cele bune!